Bună, fecioară, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei la care tu te gândești și în același timp și ale tale față de această persoană. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmit lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să-mi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail. O aveți în descrierea acestui videoclip. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să văd pentru tine care este mesajul din partea îngerilor romantici, ce mesaj avem pentru tine, ce fel de dragoste împărtășești tu cu această persoană. Și uite, dragoste adevărată, this is the romance of a lifetime, aceasta este romanța sau legătura romantică de o viață, o persoană, persoana ta, dragoste adevărată. Ce să mai. La baza pachetului văd lună de miere. Bucură-te de enjoy, cum am putea traduce altfel. Împărtășește bucuria timpului petrecut împreună, timpului de vacanță petrecut împreună. Ok, enjoy, bucură-te. Ok, de această perioadă pe care voi o petreceți împreună, de această perioadă în care văd așa o căldură între voi, simt o căldură între voi și multă dragoste, multă compasiune unul față de celălalt. Hai să văd mesajul din acest oracol în ceea ce privește cine ești tu în această situație. Cine ești tu în această situație? Mișcare pozitivă înainte. Parcă ți se suflă vânt la pupa, da? O perioadă în care ești, universul este de partea ta. Lucrurile merg în favoarea ta. Și se desfășoară în așa fel încât tu să depășești obstacole și provocări și ești susținut de către divinitate. Hai să văd cine este această persoană în acest context, în conexiunea voastră. Cine este această persoană? Light, lumină, este arcana majoră soarele. O persoană care aduce lumină în viața ta, o persoană foarte puternică de asemenea, pentru că văd și acest card, de fapt nu este cea de-a treia ceacră, e cea de-a șasea ceacră, mă gândeam că este cea de-a treia, este cea de-a șasea ceacră, o persoană care aduce lumină și în același timp și vizionară, o persoană care poate și-a propus în minte când te-a cunoscut ceva cu tine, o persoană care are o viziune asupra viitorului în ceea ce vă privește și multă dragoste, dragoste adevărată, chiar true love avem acolo. Ok, un început pozitiv pentru tine, hai să vedem acum în ceea ce privește situația dintre voi, care este situația dintre voi. Tragedie, o dragoste interzisă, foarte interesant, nu mă așteptam la acest mesaj, la cum au început lucrurile, dar am văzut într-adevăr și atunci când am clarificat cine ești tu în această conexiune, am văzut la baza pachetului și obstacole și provocări. Pot să existe obstacole în calea acestei conexiuni, în calea sau nu neapărat în calea conexiunii în sine, ci în a construi ceva solid pe baza acestei conexiuni.
Există și obstacole și e normal, nu? Până la urmă că trăim pe planeta Pământ și în acest univers în care dual, în care avem de a face și cu bine și cu rău, așa cum le percepem noi, dar divinitatea întotdeauna ne susține, indiferent de ceea ce primim în calea noastră și de felul în care noi le interpretăm până la urmă, noi întotdeauna suntem susținuți și e necesar să păstrăm acel spațiu de rugăciune, de mulțumire pentru ceea ce primim și dacă dorim să cerem mai mult, de ce nu? Nu ni se interzice acest lucru. Hai să văd încă o carte pentru cine ești tu. Cine ești tu în această conexiune? Nu foarte multe, te rog. O carte pentru tine. Oglinda de aur. O persoană absorbită pe sine. Văd acest cuvânt narcisist. O legătură sau o relație, o relație unilaterală, dacă pot să spun așa, interesant. Sunt anumite lucruri pe care tu trebuie să le mai vindeci. Văd și la baza pachetului spada și trandafirul, care vorbește despre claritate, adevăr, revelație, soliditate, solidaritate în același timp, forță, onoare, protecție, putere. Asta îmi spune că dacă sunt lucruri de vindecat în ceea ce te privește, tu știi care sunt lucrurile acestea, le cunoști și cred că ești și ghidat să iei, să acționezi în direcția acelor lucruri pe care tu trebuie să le vindeci la tine. Nu să le schimbi, ok? Să le vindeci, să le accepti, să vezi că sunt acolo și în același timp să le tratezi cu compasiune și iubire. Sunt ale tale, sunt părți din tine. Hai să văd cine este această persoană. Cine este această persoană? Toporul. O persoană mai tăioasă din fire, în felul în care vorbește, posibil să ai de a face și cu un semn de aer. Semnele de aer tind să fie mai tăioase în vorbe și în comunicare. O persoană care te tratează cu acest tratament silențios, poate să se simtă și ușor abandonată, dar o persoană în același timp care și-a făcut foarte mari speranțe și și-a pus mari speranțe în această conexiune, își dorește expansiune, bucurie, joacă între voi, uniune, să vă bucurați unul de celălalt, doar că există și la această persoană și la tine anumite lucruri care trebuie acceptate, pe care să se pună lumină, da? Ok, hai să vedem. Hai să vedem din tarot ce mesaje primim din tarot pentru tine, draga mea fecioară. Ce mesaje primim din tarot pentru fecioară. Mesaje importante care să te ghideze, să îți aducă claritate și eventual chiar să te inspire în viața personală, în dragoste. Ok. La baza pachetului, foarte frumos, multă speranță, credință, steaua. Steaua vorbește și despre vindecare, împlinirea unei dorințe. Steaua, o altă arcană majoră, avem aici faietonul, doi de monede și hierofantul, o altă arcană majoră.
Cred că tu ai decis, uite, pentru că văd și acest card, 7 de cupe. 7 de cupe este cartea opțiunilor până la urmă. Dar cred că tu ai decis să lași, da, aș putea spune chiar așa, să lași opțiunile în urmă, să te dedici unei conexiuni cu, așa, cu trup și suflet. Să ai parte de succes în această situație și poți fi tu sau persoana cealaltă, ok? Pot fi inversate rolurile. Am vorbit cu tine pentru că tu ești cel care urmărește acest mesaj. Poți să ai taur, rac, vărsător pe harta ta natală, o decizie a ta de a vindeca ceva anume, iarăși. În gândurile tale văd 5 de monede, ok? În sentimentele tale 7 de bâte. În acțiunile tale 2 de bâte. Interesant. 3 de spade în gândurile sale. Pajul de bâte în sentimentele sale. 2 de spade în acțiunile sale și... După cum vezi, până acum, pe masă, nu avem nicio arcană majoră. Și a venit. Spânzuratul în surpriza din partea divinității. Roata norocului, care vine cu noroc, vine cu schimbări, vine cu schimbări bruște de situație. Este în sfatul divinității și Marea Preoteasă în... trei arcane majore. Nu le-am așezat eu în funcție de cum s-au amestecat ele, cărțile, cred că ați văzut, dar trei arcane majore aici, în acest rând, una după cealaltă. Hai să vedem. De ce această însingurare, de ce această starea ta cu acest 5 de monede prin care arăți că te simți singură, te simți dată la o parte, draga mea fecioară. De ce 5 de monede? La ce te gândești tu, de fapt? Poate fi și un soi de problemă cu finanțele. Și uite, văd și 5 de spade la baza pachetului, 7 de monede, 8 de spade și judecata întoarsă. Ok? Poate tu ți-ai dorit victorie cu această persoană sau ți-ai dorit, mai degrabă spus, o reconciliere cu această persoană, dar lucrurile nu au funcționat chiar așa cum ți-ai dorit tu, pentru că avem aici niște energii care vorbesc despre dezamăgire, despre faptul că te simți acum izolată. A avut loc poate un haos în viața ta, un fel de haos, o destrămare de situație, ceva surprinzător s-a întâmplat care te-a destabilizat oarecum. În mintea acestei persoane văd 3 de spade. De ce 3 de spade? De ce 3 de spade în mintea acestei persoane? Regele de bâte. Regele de bute este un luptător și nu va renunța. Este o persoană carismatică, poate este vorba aici și de o a treia energie cu acest 3 de spade. Treiul de spade nu vorbește doar despre suferință și de a avea inima făcută bucăți. Poate vorbi și de o energie de trio aici. În care caz s-ar putea să ai de a face și cu un semn de foc, leu, berbec, săgetător, o persoană cu care tu ai un anume parteneriat, dar uite, există și acest împărat care are interes pentru tine. Împăratul este o persoană puternică, poate fi o figură paternă, un soț, un șef, un superior. Ok. În sentimentele tale văd acest 7 de bâte. 7 de bâte este defensiv. 7 de bâte se luptă pentru
a obține ceea ce își dorește, este ușor favorizat în această poziție pe care el stă, pe acest del ușor pe care stă așezat. De ce 7 de bâte? Regina de bâte. Și avem o pereche aici, perechea între care există o atracție foarte puternică, perechea care e foarte... Există un magnetism aici puternic între tine și acest semn de foc. Poți să ai și tu semn de, foc pe harta ta natală, în care caz ar fi leu, berbec sau săgetător. Poți să fii la cuspida dintre leu și fecioară, iarăși. Dar de ce regina de bâte? Regina de bâte este și ea foarte atrăgătoare, e regina sexy a tarotului, a zodiacului. Regina de bâte atrage prin simpla prezență și văd 6 de cupe. Te gândești la cineva din trecutul tău sau poate fi implicat și un copil aici, pentru că văd și pajul de bâte în această situație, dar 6 de cupe vine cu energie de suflete pereche, posibil să fiți suflete pereche sau chiar suflete gemene, să existe un magnetism puternic între voi și în același timp tu să te lupți parcă împotriva, aș spune eu, împotriva acestei conexiuni foarte puternice pe care o ai cu această persoană. De asta și în gândurile tale poate a existat o destrămare de situație, o despărțire, te-ai hotărât să pui punct acestei situații și cu toate acestea să ții piept lucrurilor și să nu te lași dusă de val și cu toate acestea există dragoste adevărată aici. Da. Pajul de bâte în sentimentele sale, multă pasiune pe care o simte pentru tine, uite, poți să ai de a face cu un leu pentru că văd și puterea, dar își înfrânează această situație, te urmărește pe rețelele de socializare, cred că este aici o situație în care voi nu sunteți împreună. Deși există magnetism, deși există atracție, deși există o conexiune foarte puternică și dragoste adevărată, e în același timp o situație în care voi nu sunteți împreună. Da. Și această persoană în sentimentele sale își înfrânează aceste sentimente, parcă pune capac pe ele. Și e nevoie de mare atenție cu această atitudine, pentru că suprimăm sentimentele și nu le dăm voie să iasă la suprafață și până la urmă fac boom. În care caz pe care îl avem și aici, cu acest turn, ok, între voi. Doi de bâte este în... acțiunile tale, doi de bâte se află la o răscruce de drumuri, e o persoană care se află la răscruce de drumuri și ce alegi tu? 10 de spade. Și pajul de spade. Te simți trădată și am întrebat ce alegi tu, nu? 10 de spade îmi spune că alegi calea bătătorită. Nu cred că alegi noul. Urmărești în continuare pe... Oricum îți este la îndemână, de fapt, această persoană. O urmărești, da? Aduni informații despre ea. Ai curiozitate și... pentru ea și... în același timp văd că ai refuzat o ofertă aici sau refuzi o ofertă a acestei persoane. Cu multă încăpățânare, asta
te duce așa oarecum în întuneric și parcă nu vezi lucrurile clar, dar va veni și o perioadă în care lumina va și soarele va răsări pe strada ta. De ce 10 de spade? Ce alegi tu până la urmă? Ce alegi tu până la urmă? Asul de bâte și a venit întors. Asul de bâte este în poziția normală, vorbește despre un nou început plin cu pasiune, dar întors, parcă tai răul de la rădăcină, răul, dacă pot să spun așa, între ghilimele, ok? Pentru că tu ai o altă viziune. Da, și de asta avem această dragoste interzisă între voi. Și uite, mă uit aici. Dragostea adevărată și dragostea interzisă în același timp. Mă gândeam la un titlu pe care aș putea să-l concep în funcție de această asociere. Ok. Doi de spade este în acțiunile sale. Doi de spade și uite, vezi, doi de bâte, doi de spade, doi, doi. Doi vorbește despre decizii care trebuie luate în această situație. Doi de spade vine și cu un blocaj. Această persoană posibil să nu își asculte intuiția și am văzut cu această carte puterea, deși energia cărții puterea este o energie foarte bună. Aduce și compasiune, aduce și grație, aduce și curaj, putere din partea acestei persoane. Dar cu această înfrânare a acestei persoane, parcă o blochează. De ce doi de spade? De ce doi de spade în energia acestei persoane? Șapte de cupe. Și iarăși te urmărește. Te urmărește. Pentru că am văzut pajul de spade oare în pachet? Nu, nu-l văd. Dar l-am văzut la un moment dat când am clarificat aici, la tine. Șapte de cupe e acea persoană care, cum spunem noi, își clătește ochii. O persoană care urmărește ce se întâmplă în jurul său. E într-o stare de confuzie și adună informații pentru a afla care este opțiunea cea mai potrivită pentru sine. De ce șapte de cupe în acțiunile sale? O persoană confuză. De ce șapte de cupe? Care nu își ascultă intuiția, care simte această conexiune foarte puternică cu tine, poate să fie chiar o conexiune de suflete gemene cu acest patru de bâte, dar în același timp, pentru că văd și acest card spânzuratul la baza pachetului, este posibil ca această persoană să aibă deja un angajament serios. Să aibă deja o persoană cu care a construit o casă, o familie, o situație stabilă. Și asta pentru a fi cu tine ar reprezenta un sacrificiu. Văd acum spânzuratul în surpriza din partea divinității. Spânzuratul vine cu da, blocaj, sacrificiu, dar vine și cu iluminare. Această persoană stă ușor în această poziție și din voință proprie pentru a câștiga iluminare, pentru a ști ce e bine de făcut pentru ca următor pas. Pajul de spade și patru de cupe. Avem energie de pești aici, pești din nou cu Marea Preoteasă și săgetător cu această carte, Roata Norocului. Roata Norocului reprezintă planeta Jupiter și Jupiter guvernează săgetătorul. Ok, de ce pajul de spade? Cred că amândoi vă spionați pe rețelele de socializare, dar fie chiar și fizic, în plan fizic, da? Eu știu, poate are acces ușor în a te spiona. De ce pajul de spade?
5 de cupe. Măi, chiar dacă încercați și văd că amândoi încercați să vă dați uitării unul pe celălalt, deși există această dragoste adevărată și conexiune puternică între voi, nu prea vă dați drumul unul celuilalt. Da, o situație în care nu sunteți împreună și în același timp nici nu sunteți împreună, dar nici nu vă lăsați energetic vorbind. Roata norocului este în sfatul divinității. De ce această carte roata norocului? De ce această carte roata norocului? Hai să vedem. 5 de spade. Știi ce îmi vine să spun cu această carte roata norocului? Roata norocului aduce schimbare și parcă ești îndemnată să lași această energie a trădării, a decepției, a depresiei, a geloziei și a lucrurilor negative, această energie negativă din viața ta cu acest 5 de spade, a conflictului iarăși, poate a lucrurilor spuse și negândite în același timp și să te bucuri de viață cu acest 3 de cupe. Ce ești îndemnată tu să faci, draga mea fecioară? Hai să văd dacă primesc o carte care să-mi confirme acest lucru. Ce ești îndemnată tu să faci? Să acționezi. Șapte de spade și 5 de monede. Cred că e o situație în care tu e necesar să te vindeci, poate chiar să ceri sfatul unui consilier, a unui personaj de încredere, a unui psiholog, a unui preot în această situație, să-ți descarci sufletul. Ești îndemnată să faci acest lucru. În viitorul posibil între voi văd această carte Marea Preoteasă, pentru că în continuare va exista această conexiune între voi. De ce Marea Preoteasă? Marea Preoteasă deține adevărul, reprezintă energia divină feminină, dar în același timp, uite, văd 4 de cupe și 9 de cupe, această atitudine de sunt suficientă, suficient pentru mine, nu accept această ofertă, nu mă deschid. Și cred că e valabil pentru amândoi. Amândoi sunteți în această energie de solitudine, așa, retrași unul față de celălalt și față de lume. Vă spuneți vouă înșivă că vă sunteți suficienți, că vă simțiți împliniți emoțional. Și nu spun că nu ar fi, dar există această conexiune puternică între voi. Aveți grijă să nu vă mințiți. Hai să văd. Tu cred că e necesar să ceri sfatul unui personaj de încredere, a unei persoane, unui psiholog, a unui preot, cu acest sfat al divinității, pentru a schimba lucrurile, pentru a întoarce roata în favoarea ta. Indiferent că vei ajunge să rămâi cu această persoană, vei ajunge să o accepți în viața ta și ea pe tine, sau ce știu eu, nu. Hai să văd un mesaj din partea acestei persoane. Care este mesajul din partea acestei persoane? Mesaj din partea acestei persoane, dragi ție, simt cum mă lași în urmă. Hai să văd încă un mesaj. Încă un mesaj din partea acestei persoane. Vreau să simt din nou cum m-am simțit cu tine. Încă unul. Care este adevărul ascuns din partea acestei persoane? Sper că mă vei putea ierta într-o anume zi. Da, această persoană ți-a greșit, e evident.
Poate te-a blocat chiar cu acest axe, topor. Încă un mesaj pe care această persoană ți l-ar putea transmite. Da, și uite, văd, te simt chiar dacă suntem despărțiți. I feel you even though we are apart. Te simt chiar dacă suntem departe unul de celălalt. La baza pachetului, nu știi cât de greu mi-a fost să te las să pleci. Ok? O citire complexă pentru fecioară. Credeam că este un început pozitiv și nu neapărat că este o citire negativă, dar e o citire care îți cere atenția. E o perioadă în care cu acest sfat al divinității ți se cere să te descălcești în viața ta și să aduci schimbări, să faci ca roata să se învârtă din nou în favoarea ta. Și nu spun că este în defavoarea ta, ok? Nu spun asta. Dar în felul în care tu te simți, sunt anumite lucruri care trebuie vindecate aici. Ok? Draga mea fecioară, cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru vizionare. Dacă îți dorești o citire cu caracter personal, nu uita că îmi poți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu te aștept cu drag. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre din comentarii, mai ales mesaje foarte frumoase, în care se vede faptul că punem preț pe o energie pozitivă, pe a construi ceva frumos între noi oamenii. Se vede faptul că sunt persoane aici care doresc să transmită, pentru că noi transmitem prin vorbele noastre, prin felul în care ne exprimăm, prin ceea ce spunem, transmitem o încărcătură emoțională, fie pozitivă, fie negativă. Vrem, nu vrem acest lucru. Facem asta. Și văd interesul vostru pentru a transmite ceea ce este pozitiv și a vindeca ceea ce este negativ. Văd iertare între noi aici și mă bucură acest aspect. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și recunoștință pentru toate aceste lucruri și ne vedem curând. Pa, pa!